Violența, agresivitatea, abuzurile sexuale sunt câteva dintre marile probleme ale lumii contemporane. Cercetătorii în domeniu au expus nenumărate fețe ale violenței și abuzurilor, fie ele interpersonale, colective sau orientate spre sine. Violența este o problemă complexă, strâns legată de modul de a gândi și de a se comporta al oamenilor, determinată de o multitudine de forțe din interiorul familiei sau al comunității căreia aparținem. În secolul 20, scandalurile sexuale care aveau în prim plan abuzul minorilor au încercat să fie mușamalizate. Presa din acea vreme era dezinteresată de subiect, iar în majoritatea cazurilor publicate, victimele erau catalogate ca fiind instigatori. Un inspector irlandez al unei case de corecție a înaintat în anul 1929 către o instituție înființată în anul 1885 cu scopul aplicării și îmbunătățirii legislației pentru reprimarea vicilor de procedură penală și a imoralității, o plângere în care expunea cazul unei tinere de 16 ani, ce a fost concediată de către familia pentru care lucra, deoarece recunoscuse că în trecut a fost abuzată sexual. Surprinzător a fost că fapta a fost pedepsită imediat. Agresorul a fost urmărit penal, nefiindu-i dezvăluită identitatea. Copila însă a trebuit să trăiască cu reputația afectată și cu trauma din urma agresiunii, iar cu toate că era tăcută și supusă, patroana ei nu a vrut să o mai angajeze. În acele timpuri, declarația unui copil nu reprezenta o dovadă suficientă pentru sancționare sau condamnare. În anul 1932, o campanie împotriva abuzului sexual al minorilor a ajuns la concluzia că în mai bine de 20 de ani nu a fost raportat poliției niciun caz de acest gen. Astăzi, plângerile și sesizările cu privire la abuzuri împotriva copiilor pot fi depuse atât de către copil, cât și de către oricare persoană din apropierea minorului care observă semnele unor abuzuri asupra acestuia. Bun găsit, oameni buni! Violența, agresiunea și abuzul sexual împotriva copiilor sunt fenomene tot mai des întâlnite. În țara noastră zilnic, un copil este violat sau agresat sexual. Un studiu cu privire la violența sexuală asupra minorilor arată că unia din patru elevi s-a cerut fotografii nud, iar 17% dintre adolescenți spun că au fost atinși într-un mod care i-a făcut să se simte inconfortabil. Rezultatele studiului au fost publicate luna trecută, mai precis pe 15 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, iar în fiecare an, pe 19 octombrie, zilele trecute de Ziua Mondială de Luptă pentru Prevenția Abuzului și Violenței asupra Copiilor, se atrage atenția asupra acestei probleme acute și se dorește mobilizarea instituțiilor, organizațiilor și populației spre prevenirea și rezolvarea cazurilor de abuz. Așadar, cu cât cunoaștem mai multe despre consecințele violului, violenței, abuzurilor asupra copiilor, cu atât devine mai clară nevoia morală de a aborda această problemă. O abordăm și noi în cele ce urmează, să știți că nu este un subiect deloc ușor, deloc plăcut, dar trebuie discutat. Dr. Violeta Radosav, medic specialist medicină de familie cu competență în planning familial și sexologie, alături de noi astăzi. Domnul Alexandru Zbârnă, avocat în cadrul baroului Timiș, de altfel alături de noi. Bună seara amândurora! Bună seara! Vă mulțumesc pentru prezență. Vom intra în curând și în legătură cu doamna director executiv la Direcția Generală de Asistență Sociale și Protecția Copilului Timiș, doamna Monica Trușcă. Așa cum spuneam, vorbim un subiect sensibil astăzi, un subiect ce a luat o mare amploare zilele trecute, după ce în Brașov un bărbat a răpit două fetițe de 10 și 12 ani, iar prin constrângeri și amenințări le-a forțat pe rând pe micuțe să întrețină raporturi și acte sexuale. Individul figura în registrul agresorilor sexuali, a primit la un moment dat 10 ani de închisoare tot pentru o asemenea faptă, dar a fost eliberat beneficiind de legea recursului compensatoriu și câștigând 522 de zile. Deci a fost eliberat mai devreme. Un alt tată și-a violat fiica timp de un an și jumătate. Un copil de clasa 4-a, tot zilele trecute, a fost abuzat sexual de un coleg mai mare în toaleta școlii, din nefericire. Acestor cazuri li se adaugă multe altele și, potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, numai anul trecut au fost înregistrate 16.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor, dintre care 1.349 sunt cazuri de abuz sexual asupra copiilor. Ce vă spun aceste date? Aceste cifre. Doamna doctor.
Bună seara încă o dată telespectatorilor noștri, mulțumesc frumos pentru invitație. Bună. Este a doua oară în acest platou, ca să facem o continuitate a emisiunii trecute. Pe mine nu mă uimesc aceste cifre pentru că eu aproape zilnic aud povești din cele menționate de tine anterior, chiar dacă unora nu le vine să creadă, în vizitele pe care le fac în licee și prezentările pe care le am, care sunt tot mai multe, solicitările au început să crească la clasele mici de gimnaziu, unde după un anumit număr de ore, copiii încep să se deschidă și îmi povestesc tot felul de lucruri de care tu aminteai. Doamna doctor, știți că vecinul meu stă în poartă și are lenjeria intimă trasă și îmi spune să-i fac niște lucruri când merg spre școală. Doamna doctor, știți că la bazinul de not unde mergeam era un profesor care spunea unor copii să rămână după orele de not ca să mai facă un anumit tip de antrenament și copiii spuneau că îi atingea unde nu trebuie, unde nu avea voie să o facă. Un alt caz îl știu din presă, era un medic la Arad, dacă nu mă înșel, care în absența părinții erau în sala de așteptare, iar copilul era singur înăuntru, ceea ce, mă rog, este o informare a pacientului, este clar, minorul trebuie consultat în prezența unuia dintre părinți, da? Viola fetițe în cabinet, iar mama era afară. Recent auzisem un caz, o fetiță de 8 ani care a plecat la cumpărături într-un sat din județ. Colega ei de clasă îmi spunea că cunoaște familia, o familie mai săracă, fetița a fost prinsă de un individ, violată, i-a dat și niște bănuți, mama care e săracă i-a spus să meargă să mai primească bănuți, o mai viola și bunicul. Și uite așa, sunt niște povești pe care le-am spus la foc automat, doar că în aceste povești personajele sunt niște copii care nu au posibilitatea să se apere, care așteaptă să spună cuiva, nu știu cui să spună, atunci când tu auzi, eu fiind medic, nu prea știu, mai mă consult cu prieteni care sunt avocați, așa cum este și domnul avocat astăzi prezent în platou, și mă îngrozesc uneori că nu pot face nimic. Am ales un singur bilețel pe care l-am primit recent, o cunoștință de-a mea, îmi cer scuze, am să vă citesc exact cum scrie fetița pe acest bilețel. O cunoștință de-a mea este victimă de viol și doar eu știu acest lucru. Violatorul s-a mutat din țară, iar poliția nu dorește să facă căutări. Întrebarea este, are rost să fac eu justiție, considerând că autoritățile nu acționează, și în cazul în care acționez eu, cum aș putea proceda? Sunt foarte revoltată, sunt de atâția ani realizez emisiuni, dar astea mi se par cele mai grele și cele mai sinistre. Cum vede justiția, Alex, tot ce se întâmplă și raportat de acest număr pe care l-am spus mai devreme? Din punctul meu de vedere, în primul rând aș considera necesar să fac o precizare prealabilă. Te rog. Orice aprecieri pe care le voi face în cele ce urmează nu angajează niciun fel instituțiile de care aparțin, în special Uniunea Națională a Barourilor din România, și se rezumă strict la practica pe care, din păcate sau din fericire, s-a întâmplat să o am, ca realitate să o am în acest domeniu. Autoritățile văd în felul următor și aș putea să rezum citând o expresie dintr-o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, emis într-un caz în care s-a evaluat un abuz sexual asupra unui minor într-o speță în care era implicat statul finlandez. Citez: abuzul sexual este fără îndoială un delict odios cu efecte debilitante asupra victimelor sale. Chiar luna trecută DICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, a emis un comunicat de presă, mai puțin de o lună, nu a trecut mai mult de atât, în care a dat publicității faptul că s-au trimis în judecată
doi inculpați care au filmat acte de natură sexuală, viol și agresiune sexuală, săvârșite asupra cu persoane vătămate minore, în paranteză, și din păcate acesta se pare că este o extremă ca vârstă, cu vârste cuprinse între un an și 6 luni și 15 ani. Parte dintre acestea aflate în îngrijirea unuia dintre inculpați. În sarcina celor doi inculpați a fost reținută varianta agravantă de pornografie infantilă, respectiv fapt a pus în pericol viața minorului. Aceștia, la momentul respectiv, s-a făcut propunerea de arestare preventivă. Un judecător de drepturi și libertăți a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Din păcate, consider personal că ceea ce vedem în momentul de față, ceea ce ați expus adineauri, din păcate consider că este doar un vârf al icebergului. Adică, dintr-un, să zic, 100 de cazuri de abuz sexual, puține dintre acestea capătă o calificare juridică. M-aș aventura prea mult să dau o cifră, 50%, 70%, însă personal consider că mai puțin de 50% din asemenea fapte, aceste fapte petrecute au o coloratură juridică. Din păcate, autoritățile fac și ele ce pot, însă nu fac parte autoritățile din familia copilului, nu sunt atât de implicate în activitatea, în viața copilului, încât să fie cele care să fie chemate primele să ia anumite măsuri de siguranță. Însă, recent, mai bine de un an, în vara anului trecut, ce a putut să facă legiuitorul român a fost să sancționeze nedenunțul persoanelor care află desăvârșirea unor abuzuri sexuale asupra minorilor ca infracțiune per se. Adică, aplicând la cele povestite de doamna doctor, dacă întâmplător cadrele didactice aud în cancelarie un asemenea zvon, doar zvon, fără să fie verificat, și nu îl denunță la organele de cercetare penală, însă și cadrul didactic care face acest lucru este făptuitor în sensul legii penale, în sensul codului penal. Și atunci cum îți explici că acel părinte de care vorbeam, al băiatului de clasa a patra, a ieșit zilele trecute pe post și a spus că efectiv nici nu a fost băgat în seamă de către școala respectivă, ba mai mult căutau să mușamalizeze acest caz. Pentru ei nu e lege. Din păcate, acest text normativ din articolul, din codul penal, are o istorie foarte scurtă, în sensul că de-abia de un an a intrat în vigoare, din 5 iulie 2021, articolul 266, aliniatul 1, indice 1. Are o istorie scurtă și încă nu a putut să fie... Nu s-a creat precedent, da, probabil, că e suficient precedent să fie un caz ca mai apoi să... E, din păcate, aplicat la acest domeniu, cum expun și altor clienți de-ai mei, trăim într-o cultură a capului plecat, pe care sabia nu-l taie, și mulți preferă să treacă cu vedere asemenea fapte, care desigur sunt, în primul rând, incomode. Nu ți-e ușor să vorbești despre așa ceva. Unde mai pui că interacțiunea copilului cu mediul judiciar începe după ce acesta a luat hotărârea de a dezvălui abuzul sexual la care a fost supus, și asta, bineînțeles, în urma unui întreg proces psihologic, care de regulă nu e nici ăla foarte plăcut. Ăsta se spune că e primul contact al copilului cu statul, în marea majoritate a cazurilor, da? Dar de regulă acesta are loc într-un cadru sordid al unei secții de poliție sau, mai rău, al unui post de poliție rural, unde copilul găsește un funcționar complet nepregătit pentru a aborda un caz, asemenea caz, și nu de puține ori tratează victima minoră a abuzului sexual ca și când ar trata o victimă a unui furt sau unei distrugeri, de exemplu. Și atunci, normal, ce încredere are acel copil în acel om al legii? Eu zic că și aici trebuie lucrat. Ar trebui, într-adevăr, lucrat la politici publice în domeniul pregătirii și creierii de secții specializate din cadrul parchetelor și din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Poliției pentru a combate asemenea fenomene. Într-adevăr,
confirm că se întâmplă să fie asemenea cazuri în care organele de anchetă penală sunt total depășite, nu la nivel tehnic-juridic, ci la nivel emoțional. Cum pot ei să interacționeze cu un copil de 11 ani care a fost supus unui abuz sexual? Și pentru mine, în continuare, încă rămâne ceva foarte greu de gestionat. Crezi că sunt, Violeta, situațiile de abuz, de agresivitate sau violențe favorizate de anumiți factori? Da. După părerea mea, accesul nelimitat și necontrolat la internet, folosirea de timpurie a telefonului mobil cu acces, repet, la internet, pentru că atunci când sunt părinți care de rușine cumpără copilului un telefon, acel telefon vine la pachet cu date mobile. Nu de puține ori în școlile pe care le vizitez, școli și licee, deci unități de învățământ, au fost cazuri care au șocat în ideea în care nu ne așteptam la așa ceva. De ce? Pentru că copiii sunt maturi precoce, da? Și din punct de vedere sexual, datorită alimentației, datorită bombardamentului pornografic și mai departe. Și atunci, când în timpul orelor, un elev de clasa 6, de clasa 7, băiat, folosește telefonul și în același timp se masturbează cu profesorul la catedră, da? Profesorul nu vede, colegii văd. Ce se întâmplă? Avem un ciudat în clasă? Nu avem un ciudat în clasă. Acelui copil nu i s-a explicat niciodată care sunt modificările care apar la pubertate, de ce o să aibă această tendință de a se masturba, de ce când poți să faci sport, nu faci sport, se reduce, că acum intrăm în niște detalii care nu au legătură cu emisiunea noastră, totuși contribuie, sunt acei factori favorizanți, da? Din loc de 2 ore de sport, nu mai fac decât o singură de sport, nu le vorbește nimeni despre alimentație, nu vorbim de educație sexuală, vorbim de o educație pentru viață care cuprinde mult mai multe, o prevenție. Să nu lase pe nimeni să se apropie de ei, să-i atingă în locuri nepermise, vorbim despre abuz și agresiune. Da. Unui copil nu îi se povestește așa ceva, foarte puțin. Deci dacă sunt unul sau doi într-o clasă care îmi spun mama și tata vorbesc cu mine aceste lucruri acasă. În general sunt copii care au venit din alte țări sau s-au relocat în România și acolo în alte țări au făcut această oră de educație pentru ciofi, pentru viață, sub o anumită formă și ei vin cumva pregătiți. Adică eu știu că nenea ăla, că e profesorul de la clasă, care îmi predă la clasă, că e profesorul de la sport sau e de la not sau de la ciofi, de la gimnastică, nu are voie să se apropie de mine, că sunt băiețel sau sunt fetiță. Mi-aduc aminte de un caz de la Lugoș, cred că a fost acum mulți ani, povestise cineva. Părinții nu mai aveau posibilitatea să însoțească băiețelul la școală, era clasa 1, și cu cheia la gât venea acasă singur după terminarea orelor. La un moment dat, după el, în scara blocului, a intrat un nenea care l-a abuzat sexual lângă ghena de gunoi. Copilașul a urcat în apartament până seara când au venit părinții acasă. Vă dați seama, a stat singur, probabil plângea, nu știa ce i s-a întâmplat. De obicei, mama lui făcea baie seara și în momentul în care se facă baie, vă dați seama că a văzut că acest copil a fost abuzat. Da? Câte cazuri nu se întâmplă? Se duc părinții la poliție? Ce fac? Adică copiii ăștia trec prin niște traume, așa cum spunea și domnul avocat, în momentul în care tu ajungi acolo la interogatoriu să povestești, persoana din fața ta nu este pregătită, adică ca și în cazul meu, eu merg să fac aceste prezentări. Colegii mă întreabă, și ce spui tu la aceste prezentări? Este o lecție STAS? Nu e o lecție STAS. Tu te adaptezi, este o lecție particulară, adaptată fiecare clasă în parte. Nu poți să vorbești ce vorbesc la clasa 12, la unei clase de a 5-a, unor copii care nu cunosc niște noțiuni. Și în momentul în care tu stabilești niște reguli, vorbim din punct de vedere anatomic despre aceste organe, nu vorbim ca pe stradă, o să ajungă să înțeleagă că așa cum vorbește despre ureche și nu este rușine să pronunțe din punct de vedere medical, un organ, da, un organ auditiv, da, un organ vizual, inima și așa mai departe, nu este rușine să pronunțe nici acele nume ale organelor, aparatului genital. Și atunci, tu ca părinte, ar trebui să spui, măi mamă, măi copilul meu, uite, dacă ți se întâmplă, indiferent, deci am asistat la cazuri
un caz, l-am văzut personal, într-un anumit liceu, în care, într-o pauză, a venit un profesor și a atins o fetiță de clasa a noua pe sâni. Eu eram în ultima bancă. De obicei, fiind agitație în timpul pauzelor, nu ai cum să vezi că este și mică de înălțime, nu, m-au confundat cu elevii. Atât de șocat am fost, totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. A intrat, a ieșit și m-a ridicat în picioare și a întrebat, zic, ați văzut ce am văzut și eu? Ce, da, dar nu e prima oară. Zic, cum nu e prima oară? Zic, în momentul ăsta facem o declarație și mergem la domnul director. Eu o să merg cu declarația, fiecare dintre voi semnează nume, prenume, eu o să o semnez, eu concep această declarație și spunem ce s-a întâmplat. Da, dar dacă ni se întâmplă ceva, dacă profesor, dacă ce? Eu am fost la director. Am dat acea declarație. Și ce măsuri a luat acel director? Și tăcerea e un răspuns. Am înțeles. Vorbeam de părinții care sunt responsabili, dar ce se întâmplă, exact cum spunea Alex mai devreme, cazuri care se întâmplă chiar în familie. Și aici vorbesc de factorii favorizanți, să fie situația materială, eu știu, sărăcia, gradul scăzut de educație al părinților să favorizeze apariția fenomenului de abuz asupra copiilor. Mai sunt de multe ori nașteri neplanificate și nedorite, apariția unor copii pe care nu îi dorești și oarecum greunează relaționarea cu, mai departe de cu el. Sau copiii neastâmpărați și indisciplinați și părinții fac astfel de lucruri cu copiilor. Asta este foarte trist. Din nou, acest caz de care povestea Alex și bănuiesc că nu este singurul la care, de care știi. Din practică mi s-a întâmplat să observ faptul că într-adevăr acolo unde relațiile dintre părinți erau tensionate, unde erau la, se menținau anumite relații de concubinaj, unde era, cum se spune, cum se vorbește, dezordine familială din punct de vedere social și al stabilității relațiilor dintre părinți, acolo mai cu mai preponderent se întâmplau asemenea fapte. Nu știu exact de ce, din cauza că tatăl se certa cu mama și se răzbune, abuza sexual pe fica, da. Nu în linie directă, dar fica doar a mamei, mă depășesc asemenea explicații din punct de vedere psihologic, dar văd că se întâmplă. Și acolo autoritățile din nou ar trebui să intervină, pentru că nu de puține ori, deși sunt chemate la fața locului, nu intervin în conflictele familiale. Deci de aici ia câte unde ajungem. Aș vrea să intrăm în legătură, așa cum spuneam, pentru că sunt convinsă că are multe de spus și doamna director executiv de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, doamna Monica Trușcă, dacă sunteți alături de noi, vă spunem bună ziua și bun găsit și dacă ne auzim. Sunt multe lucruri care se întâmplă acolo și doamna director în mod sigur. Bună doamna director, sunteți în direct cu noi și subiectul. Bună ziua. Bună ziua. Subiectul, așa cum vedeți și dumneavoastră, nu este unul tocmai plăcut. Sunteți director executiv la DGAS PC Timiș. Câte cazuri de abuz asupra copiilor au fost înregistrate anul acesta, doamna Trușcă? Au fost 1100 de cazuri testate. Din acestea, 950 au fost confirmate. Referitor la abuzul sexual, pentru că ați discutat foarte mult cu invitații dumneavoastră despre acesta, au fost 60 de cazuri care au fost sesizate, iar din acestea 46 au fost confirmate, ceea ce înseamnă că procentul e puțin mai mare decât cel menționat de domnul avocat, e undeva în jur de 70%. Ce e trist este că din aceste 46 de abuzuri dovedite, 9 dintre ele a fost vorba despre incest, adică părinți naturali care și-au abuzat copiii. Trebuie să vă spun că, în comparație cu anii precedenți, numărul este în creștere după perioada pandemică, datorată în special problemelor de natură economică, și nu în ultimul rând revenirii în țară a unor părinți care au fost plecați în străinătate. Din cazurile pe care le-am menționat, 8 dintre ei au fost reveniți în țară în acest an.
Spuneți-mi dacă situațiile semnalate, doamna Monica, vin mai mult din partea mediului rural sau urban? Sunt împărțite. Pot spune că e vorba de 50-50, însă în special vorbim de copii proveniți din medii defavorizate. Venituri foarte mici, părinți cu ajutoare sociale, copii care au abandonat școala sau care sunt în risc de abandon școlar. Mă trec fiorii când aud astfel de lucruri. Dar spuneți-mi dacă sunt situații în care copiii, în urma acestor abuzuri, sunt nevoiți să fie scoși din familie și să se impună plasamentul în regim de urgență. Peste 12% din cazuri, respectiv 126 de copii au fost scoși din familie în acest an, pe motive de neglijare, în primul rând, pentru că, din păcate, și în acest an 2022, chiar dacă vorbim de județul Timiș, unde știm foarte bine că venitul în ce privește locuitorii este relativ ridicat, peste 90% din cazuri sunt copii care au fost preluați în regim de urgență din motive de neglijare severă, copii care sunt lipsiți de îngrijire, copii care nu au ce să mănânce și, să nu uităm, așa cum am menționat, acele abuzuri sexuale în care, în toate cele 46 de cazuri, copiii au fost preluați în sistemul de protecție specială. Ce se întâmplă după plasament, doamna Trușca? Ei vin, sunt plasați. Ce se întâmplă după? Copiii sunt plasați, de cele mai multe cazuri începe o perioadă foarte grea pentru ei. Pe de o parte, pentru că includerea servicii specializate ale DGSPC are o perioadă în care trebuie să se adapteze cu noua locație, fie că vorbim de case de tip familial atunci când vorbim de mai mulți frați sau de asistenți maternali sau de servicii specializate dacă e vorba de abuzuri sexuale. După această consiliere, absolut tot ce ține de partea de îngrijire, de integrare în școală, de servicii de suport, toate acestea se desfășoară. Se încearcă foarte tare integrarea lor și reintegrarea în familia extinsă. Dacă există bunici sau dacă există alte rude sau persoane de atașament care își doresc să îi ajute și să îi preia în familie, practic începe o evaluare, chiar dacă sună cât se poate de tehnic, în primele 3 luni după ce copilul intră în sistemul de protecție specială și în urma acestei evaluări, așa cum spuneam, se încearcă reintegrarea lor în familie. Dacă această variantă nu este posibilă, copilul devine adoptabil urmând traseul adopției. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o completare referitoare la abuzul sexual și la modalitatea în care se fac audierile. Trebuie să știți că pentru toate abuzurile sexuale, în toate cazurile, organele de cercetare solicită prezența reprezentanților de DGSPC, iar centrat pe abuzurile sexuale, există colegi specializați în asistarea victimelor, tocmai pentru a reduce trauma sau încercau minimizarea acesteia. Dar numai vedeți că, din păcate, practica ultimilor ani a și evidențiat că majoritatea psihologilor chemați să asiste, cel puțin la vremea respectivă, nu au avut o contribuție semnificativă sub aspectul protejării emoționale, pentru că nu erau specializați în acest lucru. Acum, probabil că lucrurile s-au mai schimbat puțin. Au existat foarte multe proiecte de finanțare externă care au format atât specialiștii din cadrul direcțiilor, cât și din cadrul poliției, cât și din cadrul parchetului, pentru că până la urmă este o problematică nouă care a fost în creștere, după cum vă spuneam, după perioada pandemică și care a dus la apariția acestei necesități de a forma noi specialiști și nu în ultimul rând, cred că a făcut domnul avocat o observație foarte bună, avem nevoie de Tribunalul Copilului, avem nevoie de camere de audiere dedicate acestora și avem nevoie de servicii integrate în care inclusiv specialiștii de la Institutul de Medicină Legală să lucreze cumva și să preleve probele în aceeași locație, astfel încât copilul să nu fie plimbat între 3 instituții pentru a povesti. Cred că s-a întrerupt puțin legătura, poate reușim să o stabilizăm și dacă reușești, te rog să mă anunți. Revin la voi. Deci, din nou ce auzim acum. Suntem din nou în direct? Ne auzim? Ne auziți, doamna Trușca?
La un moment dat v-am pierdut. Știți ce mai vreau să vă întreb? Spuneți-mi, cum au fost aceste cazuri semnalate? Ați primit telefoane? Cum au fost ele depistate? Toate cele despre care mi-ați vorbit mai devreme. După cum bine știți, funcționează în cadrul de GSPC telefonul copilului 025683, iar începând cu 1 ianuarie acestui an a devenit funcțional numărul unic 119, pe care absolut oricine îl poate apela. Atât la telefonul copilului cât și la 119, în permanență răspunde cineva la orice apel, fiind direcționat către echipele mobile care fac intervenția la nivel județean. Da, sesizările au fost făcute inclusiv de copii în unele dintre situații, de comunitate, în foarte multe cazuri de către școală, pentru că în ultimii ani, pornind și de la modificările legislative, dar și din dorința atât a noastră cât și a organelor de cercetare penală de a depista cumva în stadiu incipient aceste cazuri, au fost foarte multe campanii de informare și profesorii au înțeles că singura modalitate prin care pot susține copiii și pot ajuta pe cei vulnerabili este să anunțe potențialele situații de abuz. Și au fost nenumărate situații în care profesorii au făcut aceste sesizări. Asta vreau să vă întreb, pentru că știu că la un moment dat au fost campanii derulate și inițiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș în parteneriat cu mai multe instituții ale municipiului și a cetățenii au fost informați cu privire la consecințele acestor abuzuri și totodată la mijloacele pe care le au la îndemână pentru a sesiza autoritățile. Dacă mai aveți ceva în completare, doamna Trușcă, să ne spuneți sau ce îndemnați pe cei care se lovesc de astfel de lucruri. Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului este deschisă pentru, așa cum spuneam, pentru telefoane, pentru sesizări, pentru scrisori, da? Deci se poate. Prin orice modalitate se poate merge la... Da, vă rog. Varianta cea mai simplă rămâne telefonul copilului 119, pe care pot fi semnalate toate cazurile de abuz, pentru că, spre deosebire de 025683, 119 funcționează cu ajutorul serviciului de transmisiuni speciale, ceea ce înseamnă că identificarea apelului se face în timp real, ducând la posibilitatea ca și în situația în care copilul victimă în acel moment are nevoie de ajutor, autoritățile să poată să intervină. Dar toate celelalte modalități, paginile de rețele sociale, adresa de mail a DGSPC, toate telefoanele care sunt afișate pe site, cu absolut toate stăm la dispoziție pentru a prelua aceste cazuri și pentru a interveni în timp real. Și nu în ultimul rând, vor continua aceste campanii de informare la nivel de școală împreună cu reprezentanții poliției, astfel încât absolut sau cât mai multe dintre persoane și mai ales copiii să fie conștienți de faptul că există un număr la care pot să sune și să semnaleze problemele lor sau ale colegilor. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în această emisiune, doamna Trușcă. Vă mai așteptăm cu informații. Sper eu să nu mai fie numărul atât de mare, cel pe care l-ați enunțat, mi se pare foarte mare. Să sperăm că va scădea, mai ales prin aceste campanii pe care le faceți și mai ales pentru ceea ce fac și invitații mei. Vă mulțumesc din suflet. A fost noi vă mulțumim. Cu mare drag, doamna Monica Trușcă, director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, a fost în legătură directă cu noi. Mai avem o jumătate de oră la dispoziție în care să discutăm cu invitații din platou, dar asta o vom face imediat după o scurtă pauză. Revenim. Am revenit, suntem împreună din nou, dr. Violeta Radosav, medic, specialist în medicina de familie cu competență în planning familial și sexologie și Alexandru Zbârn, avocat în cadrul Baroului Timiș. Sunt invitații mei din această seară. Pentru cei care n-ați urmărit emisiunea de la început, discutăm astăzi despre un subiect extrem de grav, violența, agresiunea și abuzul sexual asupra copiilor. Am urmărit-o împreună pe doamna director executiv ceva mai devreme, cifre revoltătoare, lucruri frustrante. Ce se întâmplă odată cu identificarea copilului victimă a abuzului, neglijării sau exploatării? Ce se întâmplă cu el?
îl ajunge în sala de... Cine sunt specialiști implicați de facto în protecția drepturilor copilului victimă? Cine ar trebui să-i protejeze? În primul rând, dacă este sesizat o asemenea faptă, intervine pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, intervin și organele de poliție și parchetul, care, începând de acolo, vor administra, să zic așa, afacerea aceasta. Primul loc unde va fi dus minorul va fi Institutul de Medicină Legală pentru a se constata existența unor posibile diverse acte de natură sexuală săvârșite asupra lui, urmând ca mai apoi să îi se ia cu oamenii din poliție sau cu procurorul în funcție de decizia lui, declarații. Declarații și lui și declarații de la posibilul făptuitor. Ce am sesizat că este o activitate bună în practica în acest domeniu este că declarațiile sunt luate de o persoană de același sex precum copilul. De exemplu, dacă o fetiță a fost abuzată sexual, declarația va fi luată de o doamnă polițistă. Și în mod la fel și cu băieții. Acum, ce am observat în practică, reprezentanții instituțiilor, la tuturor instituțiilor și cele de forță și cele privind care se ocupă de psihologia copilului, sunt preocupate să-i arate copilului faptul că ideile care îi se transmit de către agresor sunt mincinoase, iar principalele idei sunt următoarele. Nimeni nu te va crede și toți vor crede că e vina ta. Nu mi explic de ce, dar am observat că toți, în mare parte dintre cazuri, copiii sunt reținuți de a transmite altor persoane aceste informații din această pricină. La întrebarea, cum de-ai stat atâția ani, 3 ani de zile, un minor să fie supus la abuzuri sexuale în cadrul familial și n-ai spus la nimeni, răspunsul este următorul, pentru că mi-a fost frică, mi-a spus că nimeni nu mă va crede și că toți vor considera că este vina mea. Atunci acest curaj de a demara un asemenea demers juridic, cine trebuie să-l facă? Dacă știe cineva lângă copil, clar ăla va trebui să-l facă. Evident, persoana de încredere, adultul care se află în preajma copilului sau din când în când copiii când găsesc un anumit prilej contextual potrivit. Dacă se întâmplă să intervină poliția în familie la ei pentru, de exemplu, interacțiuni de violență între părinți, prind curaj când se întâlnesc cu un polițist și le aruncă și această idee care o țin în minte. Cu altă ocazie, ei nu prea, din păcate, nu au acest curaj. Asta din cauza că, cum am spus adineauri, ne aflăm așa într-o cultură a capului tăiat pe care sabia nu-l taie. Însă ar trebui să înțeleagă și copiii, dar mai ales adulții din preajma lor, faptul că dacă expui, sesizezi o asemenea faptă, în niciun caz nu devii un om, cum se spune, pus pe a face necazuri. Nu! Din păcate, asta este o preconcepție proastă în cultura românească, aceea că nu pot, fie ești cel care nu zice nimic, fie ești acela mereu pus pe harță, procesomanul, cum se spune. Însă există și o cale de mijloc, o cale de a comunica asertiv, echilibrat, cu respect față de ceilalți, dar și cu conștiința propriei tale demnități, să comunici o anumită faptă care ți-a adus ție atingere sau o anumită faptă care a adus atingere prietenilor sau familiei tale. Și dacă comunici asta asertiv, nu înseamnă că tu ești de vină la ce va urma mai departe. Responsabilitatea mecanismului juridic și a tuturor faptelor care vor urma de aici nu aparține e foarte important de subliniat acest lucru, această responsabilitate nu aparține celui care sesizează această faptă, fie el victima, fie părinte sau adult din preajma victimei, ci responsabilitatea foarte clară aparține persoanei care a săvârșit fapta.
O să mai vreau să discutăm un pic, dar vreau să întreb pe Violeta, cum îți dai seama sau cum ne putem da seama dacă un copil este abuzat sexual? Noi ca oameni. Ca oameni sau ca medic? Poate din punctul tău de vedere ca medic, dar poate întâlnim situații, da? Uite, și noi trecem pe stradă pe lângă un copil care poate e abuzat, dar mi-aduc cum aminte, identificăm ca să putem aminte, trage semnale da, de alarmă? Mi-aduc aminte acum de două cazuri și o să vreau să și punctez ce a spus Alexandru. În general, exact asta îi se inoculează copilului, fetei, pentru că majoritatea pacientelor mele sunt fete, în proporție de 75%. Tu ești vinovată. Tu dacă vei spune ceva, nu o să te creadă nimeni. Pe mine o să mă creadă. Eu am autoritate. Tu știi cine sunt eu? Vrei să spun cine sunt eu? Număr toate funcțiile pe care le are. Bun, asta, da? Replica asta așa. Mai merge în mai multe locuri. Să știți că, da, către telespectator, nu este ușor unui copil, unei fete, să vorbească despre așa ceva. Gândește-te că vin la mine fete care încep să povestească. Cât pot să stau la dumneavoastră? Cât vrei? Cât vreau? Da. Nu e o oră la care trebuie să plec, nu. Și povestește o oră, și povestește două. Abia, eu las pe la treia oră, am avut un caz care mi-a spus că a fost abuzată de un prieten de familie. Și n-a spus nimic. Nimănui. Nu. Până când... Dar tu ți-ai dat seama, cum iartă-mă, tu ți-ai dat seama că fata aia care a intrat la tine în cabinet are o problemă de așa natură? În momentul în care o observ fizic, deci când poți să mergi pe stradă să știi, să ai o capacitate paranormală să vezi că e abuzat sau nu. Dar în momentul în care începi să discuți și pui niște întrebări, eu nu sunt psiholog și nu vreau să mă substitui un psiholog absent în platou. Doar că am și eu niște studii paralel făcute cu medicina și în momentul în care copilul are încredere, aici este problema. În cine are el încredere ca să spună ce i s-a întâmplat? Și o spune atât de ușor și cu atât de multe detalii încât tu te șochezi, trebuie să maschezi puțin reacția pentru că altfel probabil el ridică capul, se uită la tine. Îl dezarmezi în cazul, da, în care, da. Exact. Îmi povestea un coleg care... era rezident și avea stagii la medicină legală și plângea în timp ce povestea. Văzuse doi copilași de vârste 2-3 ani abuzați de bonă și de prietenul, concubinul bonei, filmați, urcate filme pe rețele pornografie infantilă. Ulterior aflase mama, care, vă dați seama, i-a dat în îngrijire, nu a avut încredere în bona respectivă, a plătit-o ca să aibă grijă de copiii ei. Asta e cazul celor doi de la Sân Nicolau, că tot ceva similar s-a întâmplat și acolo lunile trecute, nu? Da. Ți-aduce aminte? La Sân Nicolau a fost... Erau doi băieți de avocat, parcă, nu? Da, așa mi-aduc, da, aminte. Tatăl avocat, tatăl și avocat. Băieții studenți la drept, parcă, din ce mi-aduc aminte de prin ziare. Nu, acolo era, abuzaseră copii dintr-un, nu centru de plasament, în familie, într-un centru, casă... Dar tot așa ceva, am înțeles că și era una prietena unuia dintre ei, da, avea grijă, da, la avea fel. Grijă, da, era, da, în plasament, da, în plasament, da, la, da, mai mulți frați, cel mai mic cred că un an și trei luni, din ce mi-aduc eu aminte că am citit. Dacă te gândești că astfel de lucruri se pot întâmpla, să fie făcute doar de către oameni, așa cum spuneau, care na, probabil au o situație materială sau probabil educația lipsește mult, iată că avem și astfel de exemple. Pentru că este foarte greu. Aici este foarte greu unui copil să spună. Gândește unei femei, da? O femeie violată. Cunosc atâtea cazuri, am citit despre atâtea cazuri în care după ani și ani poveștile acestor femei, unele dintre ele relocate în alte orașe sau în alte țări, au avut curajul să-și destăinuie acel secret bine păzit. Că au fost ziua, pentru că nimeni nu le-a crezut. Cum? Adică cum tu spui, vrei să distrugi reputația acelui om? Lasă să-și trăiască bătrâneții. Ce rost mai are acum să dezgrop ceea ce s-a întâmplat? Are rost. Pentru că făcuse psihoterapie și era un fel de vindecare a traumei. Adică un fel, era vindecare a traumei. Dar un copil, cât de greu este unui copil... În primul rând, repet, trebuie să aibă o persoană în care să aibă încredere și dacă acasă, nu? Nu spune mamei, nu spune tatălui, din întâmplare, poate găsește niște înregistrări, niște imagini. Am mai întâlnit cazuri în licee
în care există abuz sexual între băieți, băieți mai mari și băieți mai mici, da? În toalete. În altă formă, da. Sub altă formă. Despre abuzurile sexuale în mediul online se cunoaște relativ puțin decât orice alte forme de abuz, pentru că și ale sunt forme de abuz. Cauza fi că deseori inexistența unui practic spațiu fizic real este percepută ca lipsa unei daune, nu? Din moment ce nu mă atinge și tu ești dincolo de ecran, și ăsta nu pare a fi considerat un abuz. Dar discuțiile la acest subiect au luat amploare odată ce copiii au început să utilizeze tot mai frecvent rețelele de socializare, nu? Prin diverse canale. Și nu de puține ori am întâlnit situații în care au intrat pe diverse site-uri și le-a cerut respectiva persoană de la capătul celălalt să se dezbrace, să facă niște lucruri, să arate niște lucruri. Asta tot un abuz e, nu? Tot un abuz. Tot un abuz și tot o faptă sancționată de legea penală. Acum, în ultima jumătate de an, mi s-a întâmplat să aflu de o speță în care erau cercetați niște copii minori și sub și peste 14 ani vis-a-vis de mai multe fapte, tot de natură sexuală, pornografie infantilă, dar și abuz sexual și viol. Și la întrebarea, la discuțiile de cum le-au venit asemenea idei, ei au zis că păi, eram pe o platformă online, un fel de Facebook al tinerilor, i-am uitat numele, și ca să ne jucăm. Și acolo a intrat un domn din nu știu ce oraș din Timișoara, care ne-a trimis anumite poze și filmări. Iar acele poze și filmări erau cu conținut pornografic, în care erau implicați minori. Și uite așa, copiilor le-au venit idei. Subliniez ca, și ca o paranteză foarte importantă și în completarea ceea ce zicea doamna director, foarte interesant că asta s-a întâmplat în contextul pandemiei, în care au fost lăsați și chiar nu că au fost lăsați, au fost îndemnați și direcționați copiii cu tot elanul către mediul online, că acolo vor găsi soluția educativă. Din păcate, a fost chiar pe dos. Acolo nu este soluția educativă. Tot din practică, din păcate, văd că mi s-a întâmplat să văd că anumiți copii ajung efectiv dependenți de tehnologie. Nu știu cum este la oamenii mari. Văd și oamenii mari mereu cu telefonul la mână și eu acum am aflut tot cu în platou da, cu da, telefonul. Da, ai nevoie de el pentru că sunt niște informații dar, acolo. Dar sunt anumiți copii care dacă li se iau telefonul, reacționează precum unui dependent de cocaină căruia așa, nu i se dă doza lui periodică. Corect. Și o completare aș mai face vis-a-vis de ce a zis doamna doctor Adineaur de a nu dezgropa morții. Legiuitorul, tot din vara lui 2021, legiuitorul român a avut o inițiativă foarte interesantă. Permite dezgroparea tuturor morților, adică faptele de natură sexuală săvârșite asupra minorilor, violul, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, proxenetismul, sclavia, traficul de persoane, traficul cu minori, sunt imprescriptibile, adică nu poate să înceteze tragerea la răspundere penală doar pentru că a trecut timpul. Ei, nu bine, se prescriu după 5 ani cum se prescriu alte fapte. Din 5 iulie 2021 începând, oricât timp ar trece de la săvârșirea anumitor fapte, făptuitorii vor putea să fie trași la răspundere penală până la sfârșitul vieților. Asta nu e un lucru rău. Dar copiii care sunt victime și, așa cum spuneați și voi, de cele mai multe ori se auto-învinovățesc și își atribuie cauzele abuzului mulți dintre ei. Acest fapt nu contribuia oarecum la creșterea dificultății instrumentării cazului? Nu ți s-a întâmplat? Ba da, faptul că copiii erau foarte reținuți. Foarte reținuți și nu vreau să... Se gândeau și ei probabil la consecințele care ar putea urma. Se gândeau probabil la relațiile care le vor strica, ca și cum ei le-ar striga, dar de fapt nu ei le strică. Tocmai asta da. E, că se simt vinovați da. Ei. Da. Și consider că trimiterea în judecată a agresorului poate reprezenta sfârșitul problemelor copilului?
Aici și doamna doctor cred că are un cuvânt de spus. Nu cred, nici vorbă. Bine, este o, e datoria justiției. Fără discuție. Da, dar sfârșitul problemelor nu. Și în general asta se stompează. E necesară intervenția unui psiholog, psihoterapie ulterioară, pentru că sunt niște traume, traume cu care bagajul acesta de traume îl va însoți toată viața sau o va însoți toată viața pe acea fetiță. Gândește-te ulterior când își va alege un partener de viață să-i povestească din nou prin ce a trecut, ca să înțeleagă în timpul vieții intime de ce se comportă așa, de ce are anumite stări. Deci... Nu de puține ori situații de genul ăsta au dus și la suicid. Au fost copii care nu au putut trece peste și până la urmă s-au sinucis. Ce ar trebui să facem noi ca societate? O întrebare foarte, foarte dificilă ați adresat. E un obicei acesta de a trece pe lângă un gunoi, să-l luăm și să-l aruncăm la coșul de gunoi. Doar ca principiu aș putea să vă spun. Mai mult sunt depășit de situație și competența mea se limitează strict la domeniul juridic. Din punct de vedere al sistemului juridic, afacerea se închide acolo. Cu o singură excepție, acum îmi vine în minte, cu excepția situației în care făptuitorul este obligat să achite victimei sale anumite despăgubiri materiale. De cele mai multe ori aceste cuantum acestor despăgubiri este destul de mare și durează ani buni de zile până când urmează să se achite și să se stingă efectiv creanța. Cu a singura această excepție se închide afacerea acolo. Și noi ce facem? Societate civilă. Și de ce întreb asta? Pentru că am ajuns într-un moment în care nu prea ne mai uităm în jurul nostru. Și că e bine, că e rău, asta nu pot să o spun eu. Dar poate că din pricina multor lucruri care li s-au întâmplat unor persoane care au intervenit în anumite momente, că cunosc eu un caz, e adevărat că a fost mai de mult. Un amic a intervenit într-o dispută între doi băieți, doi bărbați care s-au luat la ceartă. Respectiva persoană care a intervenit a fost înjunghiată, a mai trăit câțiva ani în scaun cu rotile, după care a murit. Vedem ce se întâmplă în trafic, nu mai intervine nimeni, și asta făcând o paralelă. Da? Și atunci, dacă vezi un caz de genul ăsta, zici, dom'le, dar bat singur cuie în talpă, pentru ce se intervine? La majoritatea, ce mă interesează pe mine, de ce să-mi complic eu viața, asta atunci. E poziția struțului, cum a zis și Alexandru, bun. Și atunci cele ce două facem? Extreme. Cu atât mai mult cu cât cei pe care îi vedem a fi investiți cu o poziție de oarecare autoritate, ei înșiși abdică de la asta. Acum o săptămână o clientă de-a mea, o doamnă mai în vârstă, mi-a povestit că fiind în tramvai aici, la noi, în Timișoara, în jurul orei 10-11, a asistat la o operațiune de furt din buzunare și a tras atenția vatmanului și el i-a zis, vezi, de treabă, nu mă bag, nu-i nici treaba ta. Se sunt cazuri minore, deci dacă aici nu intervine nimeni. Dacă aici, ce să mai vorbim? Unde mai pui că, din nefericire, jumătate dintre cazurile de abuz sexual asupra minorilor rămân nesoluționate? Chiar dacă să spunem că ele s-au declarat, au fost recunoscute, vine cineva, își schimbă declarația, că poate de o fi fost recompensată, că s-au întâmplat și situații de genul ăsta. Și cine rămâne cu trauma? Tot copilul. Și noi cum putem să ajutăm? Întreb din nou. Te implici ca om, pentru că la urma urmei suntem oameni și trăim printre oameni. Nu trăim în junglă, nu trăim zi de zi fiecare în hub-ul lui, adică ești într-o comuniune, mă gândesc. Și atunci în momentul în care, de ce fac eu chestia asta de 14 ani, oare? Așa, că n-am ce să fac, știi? În momentul în care mergi și constați niște lucruri și vezi că poți fi de folos cumva, indiferent cât de mic este procentul ăla în care tu poți fi de folos, n-ai curaj să fii om? E că ce te costă să fii om în acel moment? Pentru că, da, implică o responsabilitate, implică din partea ta o renunțare la confortul tău. Nu știi ce va urma în momentul în care te introduci în cazul respectiv. Dar ai salvat un copil.
Eu nu generalizez, dar dacă de la vârf nu se întâmplă lucrurile astea și nu mai departe mă aleg tot de acest caz care s-a întâmplat în școală și s-a căutat să fie mușamalizat, ce educație dăm noi copiilor ca dascăli? Am spus, nu generalizez. Păi văd, adică văd, nu mai au modele, nici nu pot să mai aibă, de unde să mai aibă modele, n-au repere, nu li se oferă repere, educația, așa cum zicea și Alexandru, 2 ani de zile a fost făcută online, gândiți-vă ce traume, niciodată nu mi-am imaginat că poate un copil de clasa 1-a să plângă, să-i spună că e dor de colegi și de doamna învățătoare. E că i-au trecut prin niște traume în acești 2 ani, plus că, repet, au avut acces nelimitat la internet, haideți să fim serioși. Părinții și ei erau online cu jobul, nu stăteau zi de zi să-i controleze unde au acces, unde n-au acces. Și tu ești fraier, tu nu te uiți acolo, hai să vezi la ce mă uit eu, hai să-ți arăt și ție. Și uite așa, azi așa, mâine așa, mai văd un filmuleț, mai văd niște imagini de ochiate, da, oare noi nu putem să încercăm? Și așa mai departe. Ajungem la cazurile la care ajungem, de care povesteam de la începutul emisiunii. Mai vreau să-ți spun... Să dau un exemplu, în ziarul de investigații, jurnalista Cristina Antal face cunoscut un raport transmis de către BBC al unei anchete desfășurate pe o durată de 7 ani și citez. Alexis J. este profesorul care a condus ancheta încă din august 2016. Profesorul a vorbit despre abuzurile la care sunt supuși copiii din Anglia și Țara Galilor, deci nu suntem singuri. Acte ca oribile și profund tulburătoare, copiii fiind amenințați, bătuți, umiliți. Ancheta a început în 2015, a costat 186 de milioane de lire sterline. După analiza dovezilor s-a constatat că peste 7.000 de copii au fost victime ale abuzului sexual. Este o reală epidemie care lasă în urmă mii de victime. Acești copii nu își vor mai reveni niciodată, a precizat profesorul. Am auzit în repetate rânduri cum acuzațiile de abuz au fost ignorate, mai mult victimele au fost cele învinovățite, exact despre ce vorbeam, iar instituțiile au pus accent pe propria reputație, mascând toate aceste abuzuri. Și ar mai fi un lucru de spus, dar mi-e teamă că se va înțelege altfel. Tot el spune, nu eu, dar trebuie să citez. Biserica rămâne protejată, există mii de victime și prea puțini preoți condamnați penal. Potrivit raportului, între 1970 și 2015 au existat 3.000 de plângeri aproximativ și doar 133 de condamnări. Doar în Biserica Angliei au existat 390 de condamnări care datează din 1940. Biserica Romano-Catolică are o istorie regretabilă a abuzurilor sexuale asupra copiilor. Preoții și membrii ordinelor religioase au abuzat copiii pentru perioade prelungite de timp. Acesta este raportul, asta spune profesorul despre care vorbeam. Și aici ce ar fi de comentat? Mi-aduc aminte de un autor, Klaus Kenneth pe nume, un de origine din Germania, mi se pare, dar nu sunt sigur. Acum locuiește în Elveția. Povestește într-o carte de-a sa intitulată 20.000 de kilometri în căutarea adevărului, că cumva vorbim și despre asta, despre rostirea adevărului ca și act tămăduitor pentru victimele acestor fenomene. Klaus Kenneth, care în cartea sa, în căutarea adevărului și căutarea, să zic așa, afecțiunii, a dragostei, își spune povestea vieții sale. Și povestea vieții sale este întâlnirea cu un preot romano-catolic care timp de mai mulți ani de zile l-a abuzat sexual. Și actualmente el e un personaj foarte interesant. Povestește cum a trecut prin aproape toate religiile lumii. A fost hinduist, a fost budist, a fost protestant, a fost aproape orice religie. El a practicat-o pe toate continentele lumii, din Asia, America de Sud, America de Nord, America Latină, Europa, și acum este creștin ortodox. Și povestește în cartea respectivă cum a reușit să se elibereze el de povara pe care a avut-o cu respectivul preot catolic. Eu zic că frumos, eliberator pentru el, a avut o poveste frumoasă, s-a întâlnit în viața lui și cu Maica Tereza și cu el l-a avut duhovnic pe Sfântul de la Essex, ucenicul părintelui, ucenicul Sfântului Siluan Antonitu, care a făcut o mănăstire în Essex, și
spune pur și simplu, interesant, că la el soluția nu a fost una juridică, la el soluția a fost una spirituală. Citiți cartea și o să găsiți acolo răspunsul, dar nu cred că există un răspuns general valabil. El este un model, din punctul meu de vedere, bun. L-am avut în Timișoara acum o lună, am fost la el la conferințe, de asta mi-e proaspăt în memorie. Da, uite, interacțiunea cu el. Poate că merita știute atunci și să-l fi invitat și oricum cred că discuțiile de genul și dacă puțin extrapolăm, am să invit și un reprezentant al bisericii să fie alături de noi, pentru că poate și acolo sunt multe de spus, că în momentul în care ți se întâmplă de multe ori lucruri rele, primul lucru la care te gândești sau către ce te apleci e să mergi într-o biserică, să-L cauți pe Dumnezeu, să cauți alinare. Ori dacă ai astfel de exemple ale unor slujitori, parcă nu-ți mai vine să te duci. Și ăsta este un alt subiect pe care probabil că îl vom dezbate. Emisiunea este despre sănătate. Este sănătate mentală, este sănătate sufletească. Uite câte suflete chinuite și zdrobite în urma acestor abuzuri sexuale sunt pe întreaga planetă și noi stăm și nu facem nimic pentru că nu putem. Sau dacă facem prea puțin pentru că suntem prea mici. Și mai există, mi-aș dori să mai putem continua discuția asta pentru că există și o toleranță foarte crescută față de abuzul fizic ușor, adică o pălmuire, un tras de urechi, ni se întâmplă de multe ori, sau chiar față de cel emoțional, acea umilire cu care copilul este tratat la un moment dat prin adresare, cuvinte vulgare și întâlnim astfel de lucru și în viața de zi cu zi și cum spuneam, mentalități precum nu e treaba mea sau nu știam că să lovești un copil e o ilegalitate pentru că pe vremea mea însemna altceva. Cum se manifestă practic aceste corecții asupra sănătății mentale copiilor, asupra sănătății fizice, iarăși sunt subiecte de discutat, plus că acești copii abuzați clar că au probleme de comportament și de sănătate ulterior. Bănuiesc că ai întâlnit situații în care... Da, mă gândeam, din tot ce ai enumerat, cred că am întâlnit aproape din fiecare câte un exemplu și mă gândeam, cel mai rapid exemplu, era un copilaș de clasa... Nu, era la grădiniță și la un party, la o aniversare au... Copiii stau separat, părinții stau separat și stând împreună cu prietenii au vizionat împreună niște materiale pe YouTube. Au dat o căutare, search, după un cuvânt și au apărut niște imagini cu perversiuni sexuale. Atât de marcați au fost toți cei care au vizionat aceste imagini, încât comportamentul lor, poate un psiholog să explice mult mai bine, a devenit agresiv. Și părinții țipau pe ei. Și răspunsul lor unuia dintre ei a fost: eu asistam neștiind ce s-a întâmplat. După aceea am încercat să discut și am îndemnat să meargă să vorbească cu un psiholog. Țipau la ei și la: de ce țipi? Tu știi că eu sunt mic și înțeleg tot. Adică un răspuns al unui copil de 4 ani la grădiniță, da. Plus mi-a mai adus aminte de niște povești. Este o mărturie, cum spune Alexandru, de acel preot catolic, o mărturie a unei studente la teologie, care actualmente este în America și a refăcut viața, s-a căsătorit și a fost abuzată de preotul la care se spovedea și care era profesor într-un oraș universitar din România. Nu numai ea, și alte colege locuia la internat, martori existau grămadă, inclusiv portărița, femeia care avea grijă de acel internat, pentru că vedea de câte ori aducea fetele cu mașina la ore nepotrivite și toate informațiile privite în cadrul acelei spovedanii erau folosite astfel încât fetele să fie manipulate, ci povestea este pe internet, mai multe episoade. La un moment dat a încetat pentru că cu toate datele la îndemnul soțului, care era jurist în Statele Unite, s-a demarat o anchetă retro și bineînțeles că vocile din România acum vreți la
bătrânețe să distrugeți un om care n-a făcut nimic. Da, da, uite că astfel de fapte, cum spunea Alex mai devreme, deci nu începând au... din 2021. Da, da. Ce am, da, cred că cel mai mare blestem, să zic așa, este să mergi să cer ajutor și acolo să dai peste un alt abuzator sau... Da. O altă agresiune, o altă traumă. Pe final, repede, că apropo de biletele tale, mai am eu două, în care, dar unul vreau să-l punctez, scrie tot un copil, de ce în România sentința abuzului sexual este foarte mică? Asta ne întrebăm cu toții. Chit că s-a mărit, mie tot mică mi se pare. Sincer. Și nu pot să spun eu pe post cât mi-au spus ce au face persoanei respective, dacă s-ar întâmpla. Probabil că ar trebui schimbate și legile din punctul ăsta de vedere. Aș mai continua cu voi mult, dar sunt foarte supărată, sunt foarte frustrată și foarte revoltată. Doresc să mai discut, iar dumneavoastră, dacă aveți cumva întrebări pe această temă, scrieți-ne, dați-ne exemple, nu știu, încercăm să facem un serial, încercăm să tragem semnale de alarmă, haideți să nu stăm nepăsători. Haideți să încercăm să ajutăm acești copii. S-ar putea, sau așa să ne gândim, că acești copii abuzați sexual ar putea fi copiii noștri și nu știu atunci cum am putea reacționa. Mai era un caz al unui tată și mi-aduc aminte, care și-a făcut singur dreptate. Nu cred că nu avem voie, pentru că de aceea avem justiție, nu știu ce țară, dacă vă aduceți Polonia. Aminte, în Polonia, da. Deci, efectiv, sper să ne ajungem cu toții până acolo, că de aceea e justiție și justiția trebuie să-și facă datoria, dar și noi să avem spirit civic și să intervenim. Vă mulțumesc încă o dată. Grea emisiunea, pentru că e așa, încordată. Apăsătoare. Și, da, apăsătoare. Este și... apăsătoare, dar o notă de pozitivism, nu realist în același timp, consider că este acest îndemn de a mărturisi adevărul ca act eliberator, în primul rând pentru persoana implicată, dar și pentru cei de lângă. Și să nu le fie rușine, pentru că asta nu e o rușine. Nu e o rușine, dimpotrivă, cei vinovați trebuie să plătească. Și pe parcurs o să se întâmple, pot primi ajutor din multe părți, doar să nu țină acești copii ei și să spună, indiferent de situație. Vă mulțumesc. Și noi. Îmi pare rău că am fost așa mai astăzi. O să fie mai bine data viitoare și cu ajutorul dumneavoastră celor care ne primiți. Vă reamintesc, dr. Violeta Radosav, medic specialist medicina de familie cu competență în planning și sexologie. Alexandru Zbârn, avocat în cadrul baroului Timiș, au fost invitații mei din platou, iar pe parcursul emisiunii am intrat în legătură și cu doamna Monica Trușcă, director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Sunt Cerasa Lamiu. Îmi cer scuze încă o dată și față de dumneavoastră că am fost atâta și sunt supărată. Și nu cred că există om pe lumea asta cu rațiunea care să nu fie supărat la ce vede că se întâmplă în jurul lui. Haideți să avem grijă de copiii noștri, haideți să fim mai atenți și să ne implicăm mai mult. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci însă, toate bune!